Hei, hei, și bine v-am găsit la un nou tutorial în care vă voi explica acordurile majore și diferența dintre ele și cele minore. După acordurile do major, do minor, re major, re minor, mi major, mi minor, fa major, fa minor, urmează acordul sol major cu cele trei variante și cu diferența dintre sol major și sol minor. Astfel avem prima variantă a acordului sol major. Se cântă, așa, este o variantă destul de ușurică, dar pentru începători uneori complicată, iar pentru aceasta puteți începe cu sol majorul. Acesta, care se dă de la coarda 4 în jos și se apasă numai cu degetul 4 pe coarda 1 în spațiul 3. Da? Dar eu vă voi arăta varianta completă, în care avem degetul 2 pe coarda 5 a spațiul 2, degetul 3 pe coarda 6 a spațiul 3 și degetul 4 pe coarda 1 spațiul 3. Nu uitați, corzile se numără de la cea mai subțire la cea mai groasă. Da? Și mai repet încă o dată acordul, degetul 2 coarda 5 a spațiul 2, degetul 3 coarda 6 a spațiul 3 și degetul 4 coarda 1 spațiul 3. O altă variantă a acordului sol major este cu bare în spațiul 3. Acoperim toate corzile și strângem foarte bine de corzi. Este foarte important ca mușchiul acesta să îl simțiți că lucrează. La început va fi mai slăbus, dar cu cât veți studia treaba asta, veți vedea că o să prindeți din ce în ce mai bine acordul. Bareul este o tehnică de forță și trebuie exersată. Deci avem bare în spațiul 3, degetul 3 pe coarda 5-a, spațiul 5, degetul 4 pe coarda 4-a, spațiul 5 și degetul 2 pe coarda 3-a, spațiul 4. Și sună cam așa. Îl mai spun o dată. Bare în spațiul 3, degetul 3 coarda 5, spațiul 5, degetul 4 coarda 4, spațiul 5 și degetul 2 pe coarda a 3-a, spațiul 4. O altă variantă a acordului sol major este cu bare în spațiul 5. Și avem bareul din spațiul 5, degetul 2 pe coarda a 3-a, spațiul 7, degetul 4 pe coarda a 2-a, spațiul 8 și degetul 3 pe coarda 1-a, spațiul 7. Sună cam așa. Îl mai spun o dată. Bareul, care este pe toate corzile, în spațiul 5, degetul 2 pe coarda a 3-a, spațiul 7, degetul 4 pe coarda a 2-a, spațiul 8 și degetul 3 pe coarda 1-a, spațiul 7. Diferența dintre un acord major și minor îl face terța, cum am spune noi muzicienii, și anume, la acordul sol major avem următoarele note: sol, si, re. Iar la acordul sol minor avem sol, si bemol, re. Bemolul ce face? Duce nota cu un pas, un semiton mai jos. Și astfel sol major sună așa, iar sol minor va suna trist. Da? Sol major are următoarele note. Vă voi arăta varianta aceasta cu bare, pentru că în aceasta vedem foarte clar care e diferența dintre... diferența de o notă sau de un semiton dintre sol major și sol minor, deși ca sonoritate diferența este mult mai mare. Deci avem sol majorul care are următoarele note în varianta aceasta: sol, re, sol, si, re, sol. Și sol minor care este format din sol, si bemol, re, iar în varianta lui aceasta cu degetul 2 ridicat avem sol, re, sol, si bemol, re, sol. Sol minor se prinde cu bare în spațiul 3, degetul 3, coarda 5, spațiul 5 și degetul 4, coarda 4, spațiul 5. Dacă doriți ceva exerciții care să vă ajute în exersarea acordurilor, puteți să scrieți
să-mi scrieți pe canal și să îmi cereți acest lucru. Sau, dacă aveți nevoie de o altă informație, vă stau la dispoziție cu mare drag. Vă spun în continuare că avem nevoie de sprijinul vostru pentru a crește această comunitate și pentru a putea face cât mai multe videouri pentru voi. Iar de aceea avem nevoie să vă abonați la canal, să ne dați câte un like și să lăsați câte un comentariu. N-ar strica să faceți și câte un share.